Incendiu la o garsonieră într-un bloc de locuințe din municipiul Tulcea. Pompierii din cadrul detașamentului de pompieri au intervenit duminică pentru stingerea flăcărilor. Incendiul se manifesta cu degajări mari de fum. În scurt timp, la fața locului au ajuns două autospeciale de stingere, autoscară și 11 subofițeri care au evaluat situația și au stins incendiul care se manifesta în bucătăria garsonierei. Aproximativ 20 de persoane, atât adulți cât și copii, s-au autoevacuat din clădire în siguranță până la ajungerea echipajelor de pompieri. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost o tigaie uitată pe foc.